Eram uh, cam 2-3 ani cercetător uh, și culegător de muzică țigănească din uh, România, dar mi-am dat seama că nu o să trăiesc din asta. Ar fi fost tema pe care eu aș fi propus-o, dacă nu spui tu no, trei Nu, vezi, teme. A, a ieșit. Uh, Mi-ai povestit de mai multe ori niște, niște povești fascinante despre cum e să culegi, să, să mă conviețuiești de aproape cu țiganii din, din, România. Mă gândesc că ți-o plăcut, chiar dacă ți-ai dat seama că din asta nu se trăiește. Da, sigur. De asta am făcut. Adică eram și tânăr, eram foarte entuziasmat și am călătorit încă, era în anii, sfârșitul anilor 90 în sate din Oltenia, din Muntenia, din Transilvania și am mâncat acolo pâine cu conserve. și Deci era, cum să spun, și iubeam, dar era și ceva... Era profund. Acceptat de altfel între ei când mergeai la Rom și le spuneai că am venit din Cluj să ce, ce le ziceai? Că vreau să-mi scriu doctoratul etnografic din ce faceți voi toată ziua? sau? Uh, erau mai multe drumuri. Uh, pe un drum eram cu o cercetătoare foarte uh, bună din uh, um, științific din uh, Ungaria, cu doamna doctor Covaci, Katalin Dumnezeu să ierte. Uh, și atunci am avut o hârtie de la, și de la Academia Maghiară de Științe de Muzicologie, uh, și de la Academia Română de la Institutul de Folclor. Și cu hârtia, prin casa nu, nu, nu lui și Nu, nu, că... nu, hârtia era mai mult pentru primar și polițist. A, uh, era vremea că, aceea că Da, era vremea aceea că te putea întreba ce faci și atunci era bine să arăți o hârtie. Când mergeai la om, nu, atunci empatie, ai explicat că suntem interesați de ceea ce știți dumneavoastră, cântece și aici este un moment foarte interesant că omului ceea ce știe nu pare a fi ceva ieșit din comun. Și s-a mirat că, uite, vin niște oameni din, de la sute de kilometri și s-au mirat. Și era, mă rog, după ce ai vorbit, empatia de a vorbi cu oamenii, de a fi modest. Și după aceea ei își dau seama că chiar e... Te lasă aproape? Da, de